Good evening! Astăzi este ultima zi de vară, după cum s-ar spune. Mâine este 1 septembrie, va să zic că începe toamna. A început deja de câteva zile încoace, este foarte întunecat cerul, foarte norat. It is what it is, starea emoțională se simte pe starea vremii. Astăzi vă filmez nescai napolitane, dar de la ei la cutie vărsate, eu iau cu o cutie plină, sigilată, nedesfăcută, de aia de 3 kg. E undeva la vreo 70 de lei pentru cine vrea să-și cumpere. Am mâncat mai devreme niște tocane de cartofi cu niște mămăligă și am băut un pahar de apă. Astăzi, dragii mei, vreau să vă las cu vorba mea către voi. Să lăsăm tot hate-ul în trecut, toată ura, toată invidia, toată manipularea, tot întunericul din voi, din noi, să lăsăm în trecut, în vară, ducă-se. Să începem următoarea lună, următorul anotimp, să luăm de la 0, adică 1, ce va fi mâine 1 septembrie. Și să zic că e bine când toți oamenii spun că voi credeți în Dumnezeu. Nu credeți. Că sunteți ortodoxi, musulmani, creștini și toți, cred că mai degrabă atei sunteți. Sau, în fine, atunci când crezi în Dumnezeu, ți-e frică de Dumnezeu. Da? Atunci când crezi în Dumnezeu, nu faci rău. Nu, că o să fii pedepsit. Nu? Toată lumea face rău cu ușurință. Eu nu vreau să fac rău și în cele mai grave cazuri, doar ca să mă apăr, îmi vine să fac rău, când toată lumea mă îngenunchează. Toată lumea își bate joc de mine, toată lumea mă amenință, mă șantajează emoțional, fizic, psihic, de sănătate mentală, de securitatea mea, să fiu răpită, să fiu luată, să fiu îngenunchiată, să fiu în toate felurile. Cu atâta ușurință se face atâta rău. Și din nou, voi nu credeți în Dumnezeu. Nu credeți că o să-și primească fiecare răsplata. Din acest motiv, eu am fost bună toată viața. Toată viața m-am abținut să fac rău și când eram atacată, în cel mai rău caz, ajungeam doar să mă protejez, să fac rău înapoi, doar să mă apăr eu singură. Toți oamenii din jurul meu acum, de vă dați când vreți binele și vreți să mă îngenunchiați, vreți să mă îngropați, profitați de mine, mă vedeți că acum mai sunt bună. Eram bună cât aveam, că șcălău mult și ajutam pe toată lumea, fără să râd de oameni când erau în momente grele din viață și eu îi ajutam, sau să le vorbesc în nas, sau să-mi pașă de ei. Acum oamenii din jur, cei pe care i-am ajutat, toți fac pișul pe mine și toți râd de mine. Cei care ar putea să mă ajute, nici n-ar face-o. Că i-am ajutat sau nu, nici n-ar face-o. N-am nicio așteptare, nici mă interesează. Vă spun din nou, dacă voi nu vreți să credeți în Dumnezeu sau în karma sau în fiecare își primește judecata, the judgment day, când o fi să vă vină momente grele în viață, eu sunt conștientă că acum sunt testată și paratestată. Să dovedesc în continuare că sunt o persoană bună, ca oamenii din jurul meu, toți i-am ajutat și la fel sunt testați. Să vedem dacă vreunul se simte să ajute înapoi. Nu o face nimeni. Mulți pică testele, eu una țin cu dinții să rămân bună în continuare. Să nu trag în întunericul meu, de alții m-au băgat în el, cu atâta ușurință să-mi facă rău. Și pe calculator și în viața reală. Să rămân în ultimul hal cu banii, cu datoriile, cu tot. Toată lumea să mă creadă nebună. Prieteni, apropiați, familie, toți. Când toți știu că este calculatorul meu spart. Când toți mă urmăresc. Când apar pretutindeni și toți vorbesc între ei și toți râd de mine. Și se dau buni și se dau justi. Nimeni nu s-a implicat. Din nou, toată lumea vorbește de Dumnezeu. De parcă ați mâncat din aceeași farfurie cu el. Când nu aveți niciun credință în el. Când o să vă vină momente grele, să vă puneți întrebarea de ce, Doamne? Pentru că voi ați făcut foarte mult rău la viața voastră. Toate momentele grele te trec eu acum prin ele și le trec aproape cu brio. Sunt conștientă că sunt testată la maxim eu să rămân o persoană bună. Nu că ăla din Biblie te-a pierdut tot? Nu a avut credința în Dumnezeu de până s-a dus să-și sacrifice și copiii și oile și tot? Nu? Aia sunt eu acum. Doar să am credință și să rămân bună la suflet și să nu mă duc și să nu mă duc la poliție, să implic pe toată lumea și toți oamenii de-au fost de cel puțin acum 2 ani implicați în treaba cu calculatorul, implicați în a râde de mine, în a mă șantaja financiar, psihic, emoțional. Toți oamenii au fost implicați până în momentul de față. Dacă eu am tăcut și am fost bună și nu am implicat să fac scandal doar ca eu să mă apăr, să se înceteze abuzul față de mine, asta nu știe însemna că aș fi fost o persoană bună, doar ca eu să mă apăr. Toate persoanele implicate de mine au fost rău, toate persoanele acelea ar primi rău înapoi. Din acest motiv, am zis să tac și în continuare sunt îngropată în întuneric. Toți oamenii care nu aleg să facă bine, care în continuare mă văd jos și o iau ca pe o tactică să se simtă ei mai sus, nu, să se simtă ei mai puternici. Când mă văd pe mine distrusă, ok. Dacă nu vedeți că sunteți plini de întuneric, foarte bine. Când o fi să vă vină momente întunecate în viață, să știți de ce vă primiți pedeapsa și că cineva întotdeauna este sus acolo. Să nu mai fiți falși, să nu mai faceți rău față de oricine. Să vă bate joc, să manipulați, să faceți tactici, să răniți oamenii din jur fără măcar să vă pese o secundă să vă puneți în locul lor. O secundă față de oricine. Îmi este scârbă de rasa umană. Îmi este scârbă. A trecut pandemia, ați rămas aici, ați rămas degeaba. Degeaba. Nu sunteți mai buni. Nu vă ajutați între voi. Nu aveți inima mai pură. Nu credeți deloc în Dumnezeu. Absolut deloc.
în continuare faceți rău, în continuare vă îngropați unul pe altul și vă place să stați acolo și să colcăiți în întuneric și în ură și în invidie și în toate manipulările și toate tacticile de a îngropa oamenii din jur. Ok, nu vreți să vă ridicați voi la lumină? Ok, niciun fel de problemă. Nu o să mă cobor eu la întunericul vostru. Eu nu o să-mi cobor frecvența să mă cert cu voi, să mă bălăcăresc cu voi, să mai continui, să mai dau apă la moară, să mai deschid subiecte, să le continui. Nu. Vreți să mă atacați în continuare? Ok. Vreți să râdeți de mine? Ok. Vreți să vă bateți joc de mine? Ok. Niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. O să întindeți coarda la maxim. La maxim. Cum sunt urmărită și para urmărită de oameni care vor să-mi facă foarte mult rău și care își bat joc de mine la maxim, așa sunt urmărită și de oameni foarte sus. Voi vă jucați a Dumnezei. De fapt, vă jucați a El de jos. Vă jucați cu viețile oamenilor cu ușurință și vă pișați pe ei. Vă doresc multă sănătate și să înceapă 1 septembrie și toamna să ne spere de gânduri rele și să fiți mai buni, mai puri și o să vină sărbătorile și the birth of Jesus Christ again, să fie frumos, this season to be fucking jolly, vă pup, vă doresc multă sănătate, do good, reap good, karma, love and light, pupii!